Ioan Petru Culeanu. A cunoaște nu înseamnă să devii conștient de libertate, ci de propriile-ți limite. Înseamnă să afli ceea ce este deja prestabilit. În anul în care Nietzsche meditează asupra fragmentului 52 din Heraclit, el își pierde rațiunea, în timp ce seminarul lui Heidegger despre Heraclit, publicat de discipolul său, Eugen Fink, trebuie rânduit între ultimele opere ale maestrului. La fel, Ludus Globi, din Nicolaus Cusanus, fusese compus în 1463, chiar înaintea morții cardinalului. De ce oare acest fragment al lui Heraclit, deja de multă vreme pus în relație cu Dionisos, al orificelor, marchează într-un fel atât de caracteristic limita ultimă a gândirii filozofice moderne? Ce-i costă pe români această neprețuită unică posesiune cu care se vor mândri în vecii vecilor? Cel mai imbecil serviciu de inteligență din lume îi costă nu numai miliarde de dolari, mizerie de nedescris, foamete, frig și sidă, îi costă o adâncă rușine în fața întregii lumi, rușinea de a fi răbdat și de a răbda în continuare silnica dictatură a unui aparat de debili mentali, care își bat joc nu numai de buna credință a cetățeanului de rând, ci și de calitatea și durata vieții sale, de aspirațiile sale, de credința că acei copii aduși pe lume sub șfichiuri de harapnic vor avea un viitor mai bun, o țară mai bună. Istoricul filozofiei se deosebește de istoricul religiilor prin aceea că trasează o separație netă între domeniul său, care este acela al gândirii zise prin tradiție abstractă, și domeniul contigu al religiosului, în care o bună parte a aceluiași sens asumă forma mitului și a ritualului. Pentru istoricul religiilor, o astfel de separație arbitrară n-ar putea, în principiu, să existe, căci singura diferență între cele două zone, cu grijă deosebită din partea istoricului filozofiei, nu se află la nivelul sensului, ci la nivelul limbajului. Sunt convins că folosirea halucinogenelor sub supravegherea specialiștilor și în interiorul unor confrerii inițiatice este la originea anumitor credințe ale omenirii, îndeosebi a acelora care au legătură cu mobilitatea sufletului și cu zborul magic. În cazul vrăjitoriei, nu e nicio umbră de îndoială că așa stau lucrurile. Mi-am închis ochii și am trecut în neființă. Niciun gând, niciun sunet, nicio percepție, niciun fel de senzație. Nu exista nici spațiu, nici timp. Unde se află un înțelept, nu trebuie să existe vreo femeie la 20 de picioare împrejur. Unde sunt doi înțelepți, nu trebuie să existe vreo femeie la 200 de picioare împrejur. Când vaginul sau coapsa femeii va sta alături de coapsa înțeleptului, sfârșitul lumii fi va aproape, ba chiar e la îndemână, și i se simte mirosul de păr umed. Căci la ce bun să păstreze aparențele, adică la ce bun să le interzici femeilor să fie prezente la marele sfat, când pământul sau epoca secolul se cutremură din temelii? Și în știință se spune
că teoriile nu sunt acceptate pentru adevărul lor, ci pentru strategiile de a le face acceptate, pentru eleganța lor estetică. Einstein era un scriitor bun și numai de asta a devenit ce a devenit. Dacă demonstrațiile lui n-ar fi fost elegante estetic, colegii lui matematicieni n-ar fi fost convinși și nu era niciun motiv să fie convinși, pentru că lucrurile de care vorbește Einstein sunt foarte ipotetice. Singurul univers de proporții mondiale care duce direct în moarte prin pietrificare, prin înghețare, este universul comunist. Pe când eram student la Universitatea din Haj, profesorul nostru de istorie, grav bolnav, își trimise o suplinitoare pe care, din pricina tinereții și a frumuseții ei, toată lumea începu să o privească pieziș. După câteva zile, făptura aceasta sfârșise prin a le inspira simpatie chiar și acelora dintre colegii mei care erau atinși de o pubertate mai dificilă decât mine, în timp ce profesorii noștri, între care deosebirile de sex nu mai jucau de mult niciun rol, se pierdeau în tot soiul de elogii față de noua lor colegă. Nu există putere bună, dar există putere proastă. Există o putere care nu vede decât la doi pași în fața ei, neputincioasă a prevedea viitorul apropiat, prinsă în capcana propriei sale lipse de inteligență. Ori chiar în acest lucru există o consolare. Nici unul din numeroasele romane, filme și studii biografice, mai mult sau mai puțin imaginare despre tos grec, recent compuse, nu pare să facă dreptate personalității sale. De-ar fi să-l credem chiar pe tos grec, puțin contează cine este el în realitate. Acest adevăr a afirmat el odată la Națiunile Unite. Riscă să nu intereseze pe nimeni la ora actuală. Unii au interpretat asta ca un semn de dispreț pentru oameni. Alții nu i-au dat nicio atenție, dar cei mai mulți au simțit că acum, ca întotdeauna, tos grec spunea chiar adevărul. Existențialismul, acum, la distanță de câteva zeci de ani, apare deplorabil și începând nu de la numele mici, ca Sartre, dar chiar de la cele mai mari, ca Heidegger. Heidegger aparține unei tradiții filozofice care trece prin partea cea mai proastă a teologiei creștine, Memento Mori, meditația asupra morții. Nu ține de partea cea mai fascinantă a teologiei creștine, care e multiplicarea lumilor, explorarea posibilităților necunoscute ale lui Dumnezeu, în care omul n-are niciun rol important. A crede că ești umanist numai pentru că te frămânți asupra morții unui om, mi se pare o greșeală capitală. Pentru mine, Bourget rămâne scriitorul cel mai important al secolului, dar asta pentru că are curajul să utilizeze literatura în scopul unei dezbateri vitale și profunde, ceea ce filozofia ar fi trebuit să facă, dar nu poate din cauza lipsei de vitalitate, la care este condamnată de academie, de universitate, de situația ei precară astăzi. Aceasta este, cred, o prejudecată de nezdruncinat, care va rămâne încă secole de-a rândul. Atitudinea dominatoare a occidentalului față de popoarele neoccidentale. Pe de o parte, el este pentru independența lor, etc. Pe de altă parte,
E cuprins de oroare de îndată ce se gândește că indigenii n-ar putea trăi fără pasă de dinți și carte de credit Visa. N-aș vrea să spun că abundența de bunuri în ea însăși e abundența de spirit. Dimpotrivă, e un alt fel de moarte, dar în indiferența libertății se ascunde erezii. Spiritul se mișcă. Universul abundenței coincide cu universul maximii libertăți, care e aceea de a multiplica bunuri, dar și aceea de a multiplica idei. Evoluția ideilor, ca și aceea a omului, este selectivă. De câte ori în mintea interlocutorului unui mort se mișcă ceva, mortul se sperie de mișcare și se apără. Dacă nu ești de acord cu schemele unui imbecil care regresează la stadiul de celulă moartă, mocirla tresare să te înghite. Liber cugetătorii, cred că stilul tos grec nu va putea funcționa veșnic, căci oamenii vor comite crime chiar știind că vor fi descoperiți, astfel că se va instala o anume indiferență. Vor fi atâția criminali că justiția va fi mai lentă în a lua măsuri împotriva lor. Aceasta va fi omenirea post-tos grec, în care fiecare va face ce va voi și mulți vor continua să facă ce nu vor voi. Când te-ai născut în acest univers, accesul la alte universuri e dificil, dar nu e cu totul imposibil. Mizeria nu este un păcat împotriva spiritului. Comunismul coincide cu totala stagnare a ideilor, ca și orice altă formă de utopism revoluționar, ca de exemplu nazismul. Stagnarea ideilor e o altă modalitate verbală a genocidului cultural, a păcatului împotriva spiritului.